Salutare urmăritori Dentistry Hub, numele meu este Alin, medic dentist. Astăzi vă prezint cazul și persoana din spatele cazului, Daniela. Daniela se află încă în tratament, am fixat încă o parte dinții de sus și am decis să povestim puțin cazul ei. Vă fac cunoștință cu Daniela. Bună, Daniela! Bună! Bine ai venit la noi! Mulțumesc! Cum ne-ai găsit? V-am găsit pe YouTube. Da. Exact, mai acum 2 ani, aproape se fac. Da, se fac în vară când am decis să-mi schimb dinții și am fost ulterior la o clinică, mi-au făcut un plan de tratament și după planul ăla m-am informat mai mult până v-am găsit pe voi. Mi-ai spus că ai încercat 5 alte clinici sau 4? Da, voi ați fost a 5. Noi am fost a 5. Da. Încercat. Da. Ok, de ce te-ai decis asupra noastră? Păi, am urmărit foarte mult Instagram-ul vostru, YouTube-ul și mi-au plăcut foarte mult ce postați și cazurile. Și al doilea lucru a fost că ai vrut să-mi salvezi 2 dinți. Și ceilalți 4 dinainte noi ți-au spus că trebuie scoși. Da, nici nu au stat la discuție. Ok. Ăștia direct scoși, ăștia așa, ăștia așa. Voi atașa radiografic cu dinții care trebuiau scoși. Eu am decis să încercăm să-i salvăm. Și au fost salvați. Testăm, așteptăm proba timpului, dar eu zic că suntem pe calea cea. Da. Și tu acum și eu sper. Scăpat de abces, că aveam. Da, și aveam și un abces cam de ceva ani, în partea dreaptă sus, s-a rezolvat și sper să ține cât mai mult. La cazul tău am colaborat și cu Cristi, el s-a ocupat de partea de chirurgie, da. Și 2 implante, nu? Și cu gingia. Și gingia. Da. Ți-am modelat puțin gingia, da. Pentru că aveai prea multe gingie în dreptul incisivilor centrali și am tăiat puțin gingia. Da. Cum a fost la implanturi? Cum s-a... A, foarte ușor. Mai ușor decât când mi-ai dat tu ele a jos, da. Deci mai tare coroanele vechi. Și te-am chinuit și eu, ce să zic. E, nu mai chinuit. Da, la partea de când dai coroane jos, nu prea pot să-ți fac anestezie, că pot să nu pun prea mare presiune pe dinți, prefer să facem fără anestezie. Da, oricum, n-a fost durere, n-a fost nimic. Ok, ești de cât timp în tratament? De 2 luni. 2 luni. 2 luni, pe 5 februarie. Numai 2 luni am apucat și acum am fixat partea de sus. Da. Ce feedback-uri ai primit? Ah, da. Mi-am făcut 1 milion de selfie-uri, toată lumea a zis că sunt super. Da? Maica mea mi-a zis că zici că sunt ai tăi. Super. Da, nu, foarte frumos. Deci cumva ți-ai schimbat și starea, ești mai, da. Fericită. Da, mai fericită. Mai trebuie să învăț să zâmbesc acum, că nu prea zâmbeam înainte. Te ferici să zâmbești? Da. De cât timp aveai lucrare? Le aveam de aproape 11 ani. 11 ani. Da. Și de la început? De la început nu mi-au plăcut, dar tratamentul ăla pe care mi l-am făcut atunci m-a durut foarte tare și am zis că o să-i schimb în 2-3 ani și tot. Da, pentru că aveam cum oarecum o traumă de durere. Da. Da, și am și zis să vezi când o să mă doară iar și nu știu ce și nu știu cum și nu mănânc. Și a fost super, n-am simțit nicio durere. Super. Povestește-mi, te rog, o experiență din trecut de la dentist. De ce te-a durut așa de tare? Ce a fost? Păi, odată mi-a scos un dinte care era de lapte. Ok. M-a lăsat știrbă. Te-a lăsat fără? Da. De ce vârstă aveai atunci? 23. Și ai avut un dinte de lapte care a rămas pe arcadă până la 23 de ani? Da, și era și plombat. Era și plombat? Da. Okay. Și după mi-a scos nervul la mai mulți dinți și ele au fost foarte dureroase. Ca nu știu. Să facă lucrurile. Da. Și acei dinți nu aveau probleme, teoretic? Adică... Jos aveau probleme, știu sigur, sus... Am impresia că mi-a scos nervii ca să-mi facă legătura cu alți dinți. Da. Cum ai descrie relația cu dentiștii? Vii mai relaxat acum la dentist? Acum da. Când eram mică, țin minte că am avut un dinte jos, crescut așa în interior. Uh-huh. Și m-am dus cu maică mea plângând până la dentist să-mi scoată dintele ăla. Okay. Ca să crescuse greșit. Și în fine, de atunci tot așa, forțat m-am dus la dentist. Și adică mergeai la controle tot așa? Da, filmit, da, foarte, nu, horror. și acum am venit cu puțină teamă, dar am văzut că aveți mâinile fine, nu știu, okay. Și să fiu ușoare. Sincer, când ai, adică mi-ai spus că ai mai fost la
4 controle da. Și, adică n-am fost foarte optimist că o să continui tratamentul cu noi, nu mă așteptam. Adică mă gândeam că tot o să cauți și nu știam ce... Da. Inițial vreau în Turcia, ți-am și zis, da? Și după am zis să-mi fac un CT să văd cum sunt lucrurile pe dedesubt. Că dacă era să-mi fac zi astea pe canal, să mi le refac și așa, erau prea așa, nu mă duceam că... Stăteam să fac naveta Turcia-România pentru... Păi, în Turcia, dacă merge în 4 zile, terminăm. Da! Păi de asta vreau eu, că vreau în 2 zile, eventual, știi? Și după aia m-am gândit, da, că totuși e o lucrare care trebuie să reziste ceva și trebuie să o facem și mai mult timp, nu în 2 zile. Cum ai descrie nou tău zâmbet în 2 minute? Minunat, fantastic, superb, tot. Foarte frumos. Ai ceva să ne recomanzi? Ceva ce... Ce să vă recomand? Să faceți cât mai mulți dinți frumoși și să rămâneți, nu știu, și mai bine și mai bine și mai bine, să fiți. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Ne vedem în continuare, cred că peste câteva luni. Da. Să-ți, cu partea de jos. Să facem coroanele pe implant și fațete jos, ai spus. Da. Tot. Bine, tot. Tot vreau acum. Super. Mersi foarte mult. Mulțumesc și eu. Mulțumesc că ne-ați urmărit, sper că v-a plăcut cazul Danielei. Daniela încă se află în tratament, mai avem depus coroanele de jos pe implant. Eu am fost Alin, ne vedem în clipul următor. Noi ne găsiți pe YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Bye!